Grav accident de circulație pe DN24 în apropiere de satul Crasna. Un bărbat de 54 de ani, pasager al unui autovehicul, a decedat pe loc în urma impactului devastator petrecut între două autovehicule înmatriculate în județul Vaslui. Conducătorul auto al mașinii de 33 de ani, care se pare că ar fi provocat incidentul rutier, a fost trimis cu elicopterul SMURD la o clinică din Iași, în stare foarte gravă. Soția lui a ajuns și ea la Spitalul Județean de Urgență Vaslui pentru tratament și evaluare în stare foarte gravă. La aceeași unitate medicală au ajuns și un bebeluș de un an, pasager în mașina care a fost lovită frontal, în timp ce părinții acestuia au fost internați în aceeași unitate medicală cu răni care le pot pune viața în pericol. Cel mai norocos participant în accidentul de la Crasna a fost bebelușul, care a scăpat ca prin minune fără răni grave, prins fiind cu centura de siguranță în scaunul cu destinație pentru bebeluși. În total, 6 victime a numărat bilanțul accidentului, care demonstrează încă o dată că graba dă naștere la tragedii. La fața locului au fost trimise 6 autospeciale SAJ și SMURD, lor alăturându-se și elicopterul SMURD.